Locuitorii din Târgu Jiu au avut parte de un spectacol pe cinste după ce autoritățile au încercat să pună la pământ un turn de 70 de metri înălțime. Pentru a-l demola, pirotehniștii au folosit 8 kg de explozibil, însă nu a fost suficient. Au reușit doar să încline puțin turnul și să-l scurteze cu câțiva metri. Astăzi, autoritățile vor încerca din nou să-l pună la pământ, de data aceasta cu o cantitate ceva mai mare de explozibil.